Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți pe canalul Corel Construct. Dragii mei, suntem tot la proiectul cu scara. Haideți să întorc camera să vă arăt ce trebuie să facem noi astăzi. După cum vedeți, s-a făcut ciment armat, cum se mai spune. A fost deja super esență și tot toate materialele care le-am băgat acolo, apă de sticlă, fibră și ciment destul de mult. Ce trebuie să facem? Deci am zis că va trebui să facem traseu de țeavă copex pentru iluminat. Practic la fiecare colțișor aici va trebui să iasă o țeavă copex, pentru că vom avea un controller care va comanda fiecare treaptă în parte. Aici pe undeva va trebui să punem un senzor, ne gândim ori aici, ori aici, care ne sesizează când ajungem în zonă să aprindă, să facă aprinderea. La fel va trebui un senzor pus acolo sus, dacă se coboară să știe că din acea parte s-a coborât și aprinderea se va face de sus în jos. Ok? Vom folosi țeavă copex de 16 mm, nu are rost să facem de 20, pentru că oricum va veni benzi LED aici sau neon, ceva de genul, și nu ne trebuie fire groase. Ok? Deci de acolo, de la fiecare treaptă în parte, va trebui să mergem așa. De ce zic că va trebui să mergem în partea de jos și nu așa șerpuit? Pentru că dacă se dorește să pună vreo balustradă, să nu cumva să existe riscul să prinde, să atingă țeava. Ok? Deci vom merge cu toate aici așa, exact unde este doza, exact acolo ne vom ridica. Deci prima și prima oară va trebui să dăm gaură acolo la doză. Da, o să vă arăt un pic unde este doza cu pricina. Este aceasta, un 15x30. Ok? Deci noi de aici trebuie să intrăm cu toate țevile noastre. Asta este alimentarea și de aici va trebui să vină fiecare țeavă în parte în această doză. Am efectuat toate tăieturile, cum am zis, în partea de jos. Se pleacă cu două țevi copex și ușor-ușor ne ridicăm. Unde ajungem la doza principală. Da, sunt puține desene pe asfalt, dar ăsta este sistemul să putem alimenta această scară. Acesta este procedeul. După cum am zis, în scară nu se putea pune aceste țevi pentru că aveam nevoie să fie tare cu ciment și nu umplută cu țevi copex. Dacă optam, vă dați seama, sunt 16 trepte într-o grindă de 15x15, vă dați seama că pierdeam foarte multă rezistență și s-a optat să se facă pe perete. Yeah.
Am început deja montajul de țeavă Copex, deci cam așa trebuie să vină. Avem prima țeavă, care ăsta va fi senzorul, și apoi la fiecare treaptă în parte, vedeți, l-am decufrat acum pentru că există riscul să se rupă marginea la scară. Prefer să-l las aici, oricum eu am făcut exact cât e scândura, vedeți, chiar aici, exact aici va veni marmura deasupra sau granit, ce se dorește, și va fi mascat. Oricum, copexul va fi tăiat la nivelul peretelui și va ieși decât firul frumos sub acea marmură. Ăsta este procedeul. Avem până aici făcute 5 trepte și apoi se continuă și cu partea de sus. Mă bagă treaba. Și, dragi prieteni, am reușit finalizarea copexului. Deci tot traseul este în parametri, a fost ceva de tras. Avem exact 17-18 țevi Copex care merg în această doză, fiecare va comanda o treaptă. Aici avem două pentru că va mai urma să facem o treaptă aici, ultima, va veni exact la nivelul cu pardoseala de sus, cu gresia, acesta va reprezintă senzorul și o să vă arăt un pic toate țevile care sunt aici. Bineînțeles, va trebui să le tăiem la urmă, toate sunt destule. Astăzi a fost un clip relativ mai scurt, dar nu prea aveam ce să vă arăt. V-am arătat esențialul, a fost decât traseul de țeavă Copex. Cu siguranță așteptați finalul să vedeți cum se aprinde această scară, dar mai e cale de mers până atunci. Rămâneți aproape de canalul Cronic Construct și să ne vedem cu bine la următorul clip. Vă salut!